Moartea tatălui ei, dublată de trădarea surorii și a infidelității soțului, i-au provocat Aurorei suferință care a copleșit-o. Neputând gestiona situația, ea a permis ca alcoolul să se insinueze în viața ei. Confruntarea cu Georgiana și Daniel nu va fi ușoară pentru Aurora, care trebuie să se recompună și să redevină o femeie puternică, dar cel mai important, o mamă responsabilă pentru Robert. Georgiana, vreau să aflu adevărul. Spune-mi, tu trăiești cu cumnată tu? Da. Poftim? Spune-mi că nu e adevărat. E adevărat, domnule. Și credeai, mamă, că mint? Că sunt nebună? Că mi-a prăjit alcoolul mințile? Chiar nu-ți cunoști copilul? Georgiana, mamă, copilul ăsta! Dar nu se vede? Da, da, da. Atât de semin îmi spui da? Nu ți-e rușine, mă, mamă? Ai venit cu burta la gură la mine acasă, te-am primit. Și mi-ai zis că nu știi cine-i tatăl. De ce nu mi-ai zis adevărul? Pentru că dacă eu ți povesteam ție adevărul, îmi stricai apele, îmi stricai planurile. Cum voi ați avut planurile voastre, așa mi-am creat și eu propriul meu plan să-mi fie bine. Adevărul că îmi plac și mie ăștia. Tu oricum ai avut mereu gusturi bune. Știu ce trebuie, uite, și sunt plăcut. Și super comoziare. Da. Vezi? Știi tu, mă, ce să-mi dai tu mie? Mergem la colega mea să... Da, să-mi dea un 44 și mie de ăsta. Și poate bem o cafea după. Oh! Asta e bonusul, nu? Disponibilitate, bonusul că ai cumpărat de aici, de la mine. Oh, păi o să mai vin atunci, mai des. Da? Da. Hai să mergem atunci. Haide. Haide. Ce planuri am avut noi, Georgiana? Ce planuri ați avut voi? Trebuie să vă readuc eu aminte, nu? Ți-ai pierdut memoria? Sau te-ai apucat și tu de șpriț? Nu ți-e un pic de rușine? Nu. Așa vorbești cu maica ta? Se mai pune problema de rușine, având în vedere situația, doamnă? Eu cred că nu. Până la urmă, cum de s-a ajuns aici? Ok, în primul rând tu, Daniel, înțeleg că între surori a fost dintotdeauna o problemă. Înțeleg că în această familie, Georgiana... nu s-a împăcat prea bine cu părinții ei, dar tu să-i faci așa ceva soției tale. Ernest, nu mă mai înțelegeam cu ea. A început să bea, a venit, l-a uitat pe Robert pe la școală, a venit, am venit aici, am sunat vecinii că dădea foc la apartament. Ai tu pe dacă era copilul în casă. Dacă era Robert în casă când ai dat foc. Deci asta este explicația ta, asta este scuza ta. De asta ai început tu să ai o aventură, după care o relație cu sora Aurorei. Deci stai puțin. Adică de fapt eu am făcut toate astea, după care tu ai început să ai o relație cu ea, din vina mea. Păi, da, păi nu mai erai cât femeie. Cât poți să minți? Cât poți să minți? Păi cu ce să mint? Că n-am de ce să mint. Dragule, dacă m-ai văzut... după scări. Da, da, da. Vorbeam cu vecinii ca să nu zică ceva, să nu sune la protecția copilului. Și tu crezi că dacă m-ai văzut beată sunt și proastă? Mă adunai de pe scări, de ce m-a fost așa? Păi tocmai că n-ai fost așa. Dar de ce n-ai încercat să o ajuți pe soția ta? Păi am încercat. Pe mama copilului tău. Pentru am încercat, că era ocupat cu sorul mea. Pentru că eu știam totul. Nebunești. Nu mai fi așa nebună. Mă gândeam să petrecem și noi mai mult timp împreună. Pe bune? Da. Hai mă, chiar așa. Chiar ți-ai găsit, doar cu mine ți-ai găsit. Vrei să te bat? Așa te fac eu să râd. Mă, tu nu vii cu șmecherie, dar e cardeală. Sigur? Sigur? Hai, te duci să-l vezi pe tactul sau nu? Nu, domne, nu ți-am spus că am venit pentru tine, n-am venit pentru tata. Bă, tu nu glumești. Nu te bucuri? Ba da, dar eu chiar credeam că... Ei, parcă și cu... Dar că se plimba într-o barcă sau... Mă gândir. Stai, doamne, că mă gândir. Și ce? Nu ai venit pentru mine? Eu vreau să te gândil. Cum facem? Cât de
proastă mă crezi, de asta n-a încercat să mă ajute. Pentru că nu aveam nimic înainte ca el să aibă o relație cu sorul mea. N-avea ce să ajute că era mama perfectă, soția ideală, angajata perfectă. Mă, Daniel, ție nu ți-e rușine, mă, să fac... Băi, cum ai putut să faci așa ceva? Adică eu știam că mă înșel cu sorul meu. Da, știam. Dar chiar și așa, oricum. Păi, ajungeai un pericol pentru copilul nostru. Așa, și dacă ajungeai un pericol, tu trebuia să te culci cu sorsa. Mamă, n-ai înțeles. Nu ai înțeles, nu s-a combinat după ce eu am început să am probleme. Minte cu nerușinare și acum. E un laș. Mamă, s-a combinat cu ea dinainte să moară tata. Bă, băi, am dat un amânt. Nu m-am combinat eu cu ea. Dar cine? Ia zi, Georgiana, ia de ce minte Daniel în acest moment? De ce bate în retragere? Că voi parcă aveați planuri mari împreună. Mi se pare mie sau în momentul de față el încearcă să schimbe puțin lucrurile? Încearcă puțin să se dea bazma curată, dar hai să recunoaștem. Noi doi avem o relație dinainte de a muri tata. Dar nu tu ai sărit peste mine, nu tu ai contează. Venit, nu mereu tu ai făcut primul pas. Mai contează în momentul de față, având în vedere că s-a ajuns unde s-a ajuns? Nu mai contează și nu mai contează nici. Nu mai contează, dar conta faptul că copilul nostru nu trebuia să trăiască într-un mediu cu mama și așa. Și dacă ai văzut că soția ta începe să aibă probleme, de ce nu ai încercat să o ajuți? Măcar din respect pentru faptul am că încercat ți-a oferit un fiu. Am încercat să o ajuți. M-am rugat de ea să nu mai bea. M-am rugat de ea, hai să mergem undeva, hai la psiholog. Am mers la psiholog, i-a prescris niște medicamente, lua medicamentele, le lua cu băutură. Eu tot timpul am încercat cauză, să fac Daniel, ceva. Din a cui cauză, Daniel, din a cui cauză? Din cauza ei, că i-a plăcut alcoolul. Nu, are dreptate, a încercat să mă ajute. Nu ți-e un pic de rușine? Are dreptate, a încercat să mă ajute, să gândi că dacă are o relație cu sorul mea și eu am luat o razna cam cedat, să facă și un copil ca să fie cerea așa. De ce nu a spus piciorul în prag? Da, adică înțeleg că sunteți o femeie care a avut o carieră în spate, da? Înțeleg că sunteți o femeie puternică. De ce nu a spus piciorul în prag? Cum de-a scăzut prada alcoolului? Că toți oamenii puternici au și limitele lor și că oamenii ăștia puternici pe care îi vedeți atât de tari, de multe ori se gândesc mai mult la alții decât la ei. Mama e bolnavă, cu inima. Pe tata l-au băgat în pământ. Copilul divinizează pe taică-so. Am încercat să țin totul în mine. Pentru Robert, pentru mama, pentru ce mai aveam. Eu nu vreau să spun ție sare pe rană în momentul de față, dar mă tem că exact aici este miza, la Robert. Dar seamănă cu tata. Gândește-te foarte bine. Adică, sora ta încearcă să se apropie foarte mult de fiul tău. Îi spune că va avea un frățior mai mic. Se întâlnește cu el, vine să le ia de la școală. Împreună cu Daniel merg în parc, la o înghețată, la un suc. Plimbări împreună, discuții. Pentru că ea vrea să se apropie foarte mult de fiul vostru. Pentru că ea vrea să te scoată cu totul din această familie, Aurora. Băi! Și soțul tău este de acord. Și ne spune acum că a încercat să te ajute, că te-a dus la psiholog. La ce bun? Ai fost în stare să mergi atât de departe? Păi cum să nu încerc să fac lucrul ăsta când tu erai absentă? Gata, haide, hai erai să recunoaștem. Erai absentă tot timpul, Daniel. Am încercat să-i confer un cămin. Daniel. Copilului să fie înconjurat de oameni care îl iubesc. Nu, nu înțelegi că știu totul. Tu nu înțelegi că știu, că știam fiecare pas al vostru. Știam că sunteți împreună de când era tata în viață. Ok, știam și dacă știai că suntem împreună. V-am găsit actele alea nenorocite. De ce n-ai venit la mine să-mi spui verde în față? Ecografiile. Ce să spun, mă, că ai un copil cu sorul meu? Tu nu știai că ai un copil cu sorul meu? Cum ai putut să distrugi tot, să-ți bagi joc de toată familia? Dar de ce bați în retragere? Măcar mă urăște, dar tu? De ce bați în retragere? Nu ăsta a fost planul nostru să o scoatem pasta din ecuație și să ne creăm familia noastră? A fost planul nostru, a fost planul nostru. Acum nu mai te da rănit, pentru că ăsta e adevărul. A fost planul nostru, ai spus că ne vom... Eu n-am vrut să-mi protejez copilul. Nu, ai spus că ne vom întemeia o familie și va trebui să am eu grijă de Robert. Primul pas văd că l-ai făcut deja, și al doilea și al treilea, da? Adică sunteți la un pas de victorie. Și Aurora, ai pierdut multe în viața asta, da? Ai pierdut pe tatăl tău, ți-ai pierdut demnitatea, ți-ai pierdut jobul. Nu e o mamă bună. Ai grijă să nu pierzi cel mai important lucru, pe fiul tău. Eu înțeleg că ai încercat să-l protejezi, dar uite-te în ce situație te-ai pus. Ai vecini care pot oricând să depună mărturie că te-au văzut lată, căzută pe scări, că era să dai foc la apartament.
Unul dintre ei chiar a vrut să sune la protecția copilului, la școală. De câte ori nu s-a întâmplat ca să nu mai ajungi să le iei pe fiul tău? Toate lucrurile acestea se adună. Crede-mă, sora ta te urăște atât de mult încât vrea să te decadă pe tine din drepturi. Și soțul tău este de acord cu asta. Păi și greșesc cu ceva? Ea da, este, greșești. Se numește mamă? Greșești. Nu există așa. Orice s-ar fi ceva, întâmplat nu. În familia voastră, nu ai cum să-i faci așa ceva surorii tale. Cu ce ți-a greșit atât și... de mult ție, Aurora? Cu ce? Cu ce? Cu tot, atât? Cu tot. Și pe lângă acest aspect, chiar dacă eu sunt împreună cu soțul tău, tu trebuia să-ți păstrezi demnitatea de mamă. Tu nu te numești mamă, draga mea. Tu dai mie lecții de moralitate. O să te numești tu mamă, Tatiana. Eu o să mă numesc, eu nu o să fac așa ceva cu copilul meu. Că știi ce mi-ai făcut toată viața. Erai sora mea, de ce mă urăști în halul ăsta? Nu, eram sora ta, sărăcuța, ce milă mie de tine. Ai de varsă și o lacrimă, că așa ai știut mereu să fiu o mironosiță, să o îmbrobodești pe asta. Bă, nu ți-e rușine? Ia vezi, nu spune pe asta. Când voi două nu mai sunteți familia mea de mult, ca să înțelegeți, da? Dar când v-ați dus frumos la notar, pe aici, pe acolo și ai luat totul pe numele tău, atunci nu mai eram sora ta. Am luat eu, am cerut eu ceva. Nu, dar ai acceptat. Nu puteai să-i spui, bă, mamă, dă-i și lua mărâta aia, hai că suntem surori. Acum vii și faci pe milonosța, vai, sora mea, du-te mă de aici. Asta ți-a scuzat comportamentul să distrugi toată familia? Da, și o să vă distrug. De unde știi că mama nu ți-a gândit să te asigure? S-a gândit la tine. Ești tu sigură că mama nu s-a gândit să te asigure? Nu, nu. Ești nu. Tu sigură? La 18 ani? Ce fel de mamă ești tu când la 18 ani? Vai, m-am încurcat și eu cu cine nu trebuie. Tu trebuia să fii alături de mine, să mă susții, să-mi explici. Tu mi-ai deschis ușa cu un bagaj și mi-ai spus ieși afară și acolo ai pretenții să vă consider ca familia mea. Ca să-ți bagi mâințile în cap să revii. Asta ați făcut cu Georgiana? La 18 ani? Pentru că de la 16 ani tot înșira bărbat după bărbat, a intrat în niște cercuri dubioase. Hai să nu exagerăm! Doamne, dar cu tot respectul, și ce-ați sperat că se întâmplă dacă o dați afară din casă? Că se va îndrepta? Da! Așa am sperat. Da? Păi cum era să se întâmple asta? Unde s-a dus fiica dumneavoastră? Și ce era să-i fac? Mă făcea de râs. M-a dat afară fără a încerca să mă învețe, fără. Cu sora mea stătea, îi explica, mama așa, iar mie mi-a deschis ușa, așa cum are pretenții. Nu, sunteți două străine și o să Georgiana, vă distrug. Vei fi și tu mamă, vei avea și tu un băiat. Fac așa da. Ceva. Cum poți să, în ciuda a tot ce s-a întâmplat, da? Bun, înțeleg că o consider vinovată pe maică ta, înțeleg că o consider vinovată pe sora ta, dar Robert, este nepotul tău. Ce vină are acest copil? De ce încerci să-l iei de lângă mama lui? Nu are nicio vină, dar mama lui nu este în stare să-l crească. Dar eu am la putere. Până la vârsta asta, da? Da, până la vârsta asta, dar acum se pare că nu mai poate. Nu mai poți fi atât de ipocrită. Atunci vezi de treaba, dacă îl cresc eu pe Robert. Tu asta vrei pentru fiul tău? Tu crezi că asta vrei, Daniel, pentru fiul tău? Dacă tu crezi că vreodată tu vei putea să-mi iei mie copilul, te înșeli. Da, pentru asta sunt în stare să uit că ești sora mea și să șterg cu tine pe jos. Știi ce ești în stare? Vrei nu să spun eu? Nu știi cu cine te pui pentru copilul meu, taci, nu mai Aurora, mă fie plic la aia de adevărul acolo. Trist este că ești la un pas să-ți pierzi copilul. Da, Ernest, și o să recuperez totul, eu sunt în stare. Ar trebui să te gândești, da, că este cel mai de preț lucru pe care l-ai putea avea vreodată pe lumea asta.